dimineața! Haideți să gătim ceva frumos și anume un risotto. Este o mâncare cu orez italienească care se gătește într-un fel special, o să vedeți. Trebuie dat un pic din mână, dar nu este complicat. Ce avem nevoie? Orez pentru risotto, special pentru că nu se poate face cu orice fel de orez, mazăre congelată, vin, usturoi, parmezan, legume, adică ciupercuțe și cu morcovi, un pic de coajă rasă de lămâie, unt, o ceapă, 2 cățele de usturoi, sare, piper și pătrunjel verdeață. Și să nu uităm de asta, avem nevoie și de aproape un litru de supă de legume, dacă doriți să faceți mâncare de post, sau zeamă de carne de pui, dacă doriți să aibă un pic de gust de carne. Ideea este că trebuie să fie fierbinte, să fiarbă așa molco, să mijloteze, cum se spune, ca să nu ne întrerupă nouă fluxul. Ha, primul lucru, trebuie să ne ocupăm de primul strat de gust al acestui preparat, și anume îl vom da cu două ingrediente foarte prezente în bucătăriile europene și de peste tot, ceapă și usturoi. Și 2 căței de usturoi. La fel, tocați mărunțel. Ești gata? Ne apucăm de gătit? Bun. Foc. Tigaie pe foc. Ulei. Să folosesc un ulei de orez. Foarte potrivit pentru prăjit. Și sănătos pentru inimă. Și pentru un plus de gust, o să adaug și un pic de unt. Trebuie să sfârâie. Trebuie să se frăgezească, să se înmoaie, să se facă translucid, așa. Așa, acum că te-ai ridicat, ia spune, cum simți mirosul ăsta de ceapă? Vino un pic aproape, vezi că numai un pic așa s-a blonzit. Usturoi. Trebuie să cântărim orezul, am nevoie de 200 de grame. La risotto trebuie un tip de orez special. Un orez special pentru risotto, și anume, după cum poți să vezi, este un orez cu bob nu foarte lung, este mai curând rotund spre mediu. Trebuie să-l amestecăm bine ca să se acopere fiecare bob, dacă este posibil, cu uleiul în care ceapa și usturoiul și-au lăsat aromele. Veți vedea că pe măsură ce se prăjește, orezul începe să fie și el translucid. Vorbeam despre tipul special de orez. Dacă le pildă la pilaf, se folosesc orezurile cu bob lung, care au un tip de amidon ce le permite să lase boabe separate și pufoase. Oțetul de orezul de acest tip pentru risotto are preponderent un amidon care leagă boabele între ele, și o să vedeți că prin mișcarea de amestecare pe care o voi face cu acest orez, va căpăta o structură cremoasă și foarte, foarte bună. Prima oară, vin. Focul mic și se amestecă continuu până când vinul se evaporă aproape complet. Se adaugă cât un polonic. Un polonic și jumătate odată, nu mai mult, și se amestecă. Este foarte important ca în acest prim stadiu al rețetei să amestecați complet, continuu, ca amidonul să se desprindă din bobul de orez, să se spargă și să lege boabele împreună, să vedeți, să vă obține o structură foarte mătăsoasă, foarte cremoasă, care este specifică acestui preparat.
Pe la 3-a, 4-a tranșe de lichid nu va mai fi nevoie să amestecăm continuu și atunci ne vom ocupa și de restul legumelor. Să vă spun 3 vorbe despre o combinație interesantă de orez cu ciuperci. De ce este interesantă? Pentru că este o combinație folositoare pentru vegetarieni. Orezul este un aliment plin de carbohidrați, plin de amidon, iar ciupercile dau foarte multe vitamine, potasiu, proteine și fibre. Pentru vegetarieni, combinația aceasta de orez cu ciuperci este una dintre soluțiile de a acoperi deficitul de proteine pe care îl ai atunci când consumi numai vegetale. Există foarte multe variante de risotto. Se poate face practic orice ingredient, de la creveți până la carne de porc, de vită. Se pot face și risotto-uri dulci. Pofticiosule, te bagi aici? Hai, vino să vezi și tu. Uite-te cum s-au umflat boabele. După cum vezi, este aici un sos, vezi, alburiu, așa, din cauza amidonului. Deci, risotto-ul nostru începe să capete consistența pe care ne dorim. Și acum e timpul să ne ocupăm și de celelalte ingrediente. Mai pun un pic de apă aici, să nu cumva să se lipească dacă îl scap de sub supraveghere. Și ne ocupăm de ciuperci. Știați că există vreo 14.000 de feluri de ciuperci, dintre care numai 3.000 comestibile, dintre care 700 sunt folosite pentru că aduc beneficii la sănătate? Știați că numai 1% dintre ciuperci sunt otrăvitoare? Aveți încă, eu am un prieten care nu mănâncă ciuperci pentru că este speriat efectiv de bombe. Nu poate concepe că există, că nu există risc. El se teme că sunt otrăvite. Ciupercile au 70-80% apă, ca mai toate plantele, și nu se spală, pentru că absorb apa foarte, foarte rapid. Se șterg numai cu un șervețel și acum le feliem. Ciuperci, morcovi. Hai să-i tăiem rondele așa. Pupariu, că tu gătești acasă. Ia, yeah, recunoaște. Căldura remanentă continuă să gătească orezul, untul și cu parmezanul despre care știu că îți plac foarte mult. Îi dau acea, îi desăvârșesc acea structură cremoasă și după 5 minute îi vom adăuga ingredientele noastre legume. Această variantă de risotto este foarte potrivită pentru cei care preferă dieta lacto-vegetariană. Bineînțeles că pentru ceilalți am o soluție. Și probabil că o aveți și dumneavoastră în minte, ciupercile se pot înlocui cu bucățele, cubulețe de pui prăjite, cu fâșiuțe de carne de porc gătită, cu creveți. Ia să vedem ce se întâmplă. Iată, structură cremoasă. Un pic de asezonare. Un pic de coajă de lămâie rasă, mi place foarte mult. Una să o puteți ocoli dacă doriți și parmezan din belșug. Bineînțeles că o verdeață de bin oricând, niște frunze frumoase de portugel. Ei bine, asta a fost risotto cu ciuperci și legume. Poftă bună tuturor, ne vedem mâine și poftă bună și nouă, de fapt, de ce nu? Acest program a fost sponsorizat de...